aș fi gestionat anumite momente din cariera mea puțin mai atent și mă refer aici la acel moment când am reușit să marchez în primele 4 etape 7 goluri, cu siguranță cred că ar fi trebuit să fac pasul către o echipă mai bună. Și acum stând și analizând la rece, pentru că tot a fost perioada asta de inactivitate, și revăzând meciurile pe care le-am disputat în cariera mea de fotbalist, cred că aș fi făcut față cu succes la orice echipă de top din România. Dar oferte ai avut? Sau cartonări? Hai să te întrebăm altfel, direct. Ai avut oferte de la granzii României, Rapid, Dinamo și Steaua? Știu de una singură, de la Steaua, când antrenor acolo era Gică Hagi. Așa. Și de ce n-ai ajuns acolo, Gabi? Asta nu știu. Probabil la momentul acela n-au fost neînțelegeri între cluburi, pentru că trebuiau să plătească o sumă destul de mare pentru un jucător care avea vârsta mea. La momentul respectiv aveam 30 sau 31 de ani.